Eu v-aș vorbi mai puțin despre muncă și aș zăbovi un pic pe, pe educație și de ce cred eu că e foarte, foarte dificil să, să reformăm sistemul educațional din România. Uh, și aici eu văd două tensiuni. Una este, una vine din, să spunem așa, un ușor spirit balcanic pe care îl avem și pe care îl au politicienii noștri, dar îl avem noi înșine. Dacă vă aduceți aminte, cred că toată lumea uh, și-a terminat TSU cu noaptea de dinainte uh, sau tema în dimineața dinainte de a merge la școală și politicienii noștri fac la fel. Vor să termine reforma în vinerea dinaintea lunii în care o vor vota în Parlament. Și nu prea merge așa în educație, pentru că ăsta e un sistem complex, sedimentar, se mișcă foarte greu, nu merge să, să faci planuri de luni până joi, trebuie să te uiți foarte mult, foarte mult în timp și nu doar la, la următoarele alegeri. Deci, asta e pe de-o parte, trebuie să faci planuri în timp pentru educație și dacă vă uitați toate studiile uh, care încearcă să măsoare contribuția educației în, uh, în economie. O să vedem că în primii 50 ani de investiții, rezultatele nu se văd aproape deloc, și de-abia din a doua decadă începem să, să culegem roadele. Deci, asta e una dintre problemele pe care le văd eu, și a doua este că în educație, însă, și mi se pare că are loc o schimbare destul de, de importantă. Spuneam adineaori că e un sistem sedimentar care se mișcă foarte, foarte încet. Ce se întâmplă pe piața muncii? Și o să spun aici poate un lucru paradoxal și nu vreau să supăr pe nimeni, dar o să le explic. Există o confuzie și anume oamenii de afaceri și economia privată nu plătește cunoștințele și competența, ci performanța. Ce înseamnă asta? Dacă îl rog pe domnul Mihai Matei să vină la fabrica mea imaginară de piulițe, ceva mă face să cred că nu va fi la fel de performant ca cineva care face piulițe de, de cel puțin un deceniu. Asta înseamnă că, deși el este un programator excelent și performant, salariul pe care îl va putea câștiga în fabrica mea de piulițe e mic, fiindcă nu poate să producă piulițe. Și lucrul ăsta îl putem replica de-a lungul întregii economii. Competențele în sine nu ți asigură și un venit suficient de bun. Trebuie ca competențele tale să se plieze pe o nevoie a consumatorilor, a business-ului și așa mai departe. De ce văd și aici o tensiune? Pentru că transformarea digitală și multe alte lucruri din secolul 21 au accelerat cumva decalajul ăsta între cunoștințele pe care le acumulezi la școală. Și competențele, și, și, și competențele de care ai nevoie ca să devii performant sau ca să fii performant în, în, în job-ul tău. Și atunci, cumva, există această inerție. Ce ai învățat la școală, uneori se, se poate întâmpla ca într-un deceniu sau într-un deceniu jumate să nu mai fie util în, în piața forței de muncă. Și aici, cred că trebuie cumva să găsim o cale în care lucrurile astea să se caleze. Adică politicienii noștri care sunt obișnuiți să facă totul pe ultimul minut, să să găsească cumva împreună cu noi și în dialog cu sindicatele și cu patronatele resursele de a înțelege ce se întâmplă în piața forței de muncă, ce se întâmplă în sistemul educațional și de a așeza rotițele astea în așa fel încât, la, cum să zic, ele să funcționeze ca un mecanism. Oamenii care intră în câmpul muncii să aibă și competențele necesare, și cunoștințele necesare și, până la urmă, și valorile, valorile necesare. Și aici cred că mai avem un pic de de lucruri, să vedem cum putem să, facem, cum putem să facem asta. Și cu gândul ăsta vă las, că e vremea să nu ne mai facem tema peste noapte, că o să ne mănânce câinele.